Ședința extraordinară de îndată a Consiliului Județean Vâlcea a adus alocarea de fonduri suplimentare pentru spitalele vâlcene aflate în lupta cu coronavirusul. Propunerea președintelui Constantin Rădulescu a fost votată fără obiecții de toți consilierii prezenți în premieră în fața telefoanelor. Punctul 3 al ordinii de zi. Procedură de vot. Belciu Ion. Pentru. Bobocea Gheorghe. Pentru. Bușe Dumitru Geri. Pentru. Pentru. Bușu Adrian. Pentru. Ciocan Vetuța. Pentru. Dim Adrian Cosmin. Pentru. Dumitru Marian. Pentru. Filip Teodosie. Pentru. Folia Gheorghe. Pentru. Iordache Dănuț. Pentru. Ghermac Eftimie. Pentru. Jinaru Adam. Pentru. Puturiga Florin Nicolae. Pentru. Neamu Ioan. Nu particip la vot. Opraica Alexandru. Pentru. Părduț Alexandru Ștefan. Pentru. Petrescu Remus. Pentru. Sursu Dumitru. Pentru. Pârvu Constantin. Pentru. Popa Claudiu. Pentru. Popa Laurențiu. Pentru. Popescu Victor George. Pentru. Rădulescu Constantin, votez pentru. Roșu Călina Roxana Laura. Pentru. Spiridon Nicu. Pentru. Stănculescu Victor George. Nu este. Tomescu Gabriel. Pentru. Tudor Valer. A votat pentru, că este aici lângă mine. Lângă mine, mă rog, la o distanță legală. Văduva Sicilia. Pentru. Vâlcu. Pentru. Vieru Gheorghe. Pentru. Zdripcea Dănuț. Nu particip la vot. Astfel, prin rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Vâlcea s-a alocat suma de 500 de mii de lei pentru asigurarea spațiilor hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea și Spitalului de Pneumofiziologie Constantin Anastasatu Mihăiești. De asemenea, Spitalul Județean de Urgență Vâlcea va primi sume reprezentând transferul din bugetul județului 100 de mii de lei pentru achiziționarea de măști de protecție, halate chirurgicale și mănuși, 150 de mii de lei pentru achiziționarea a 4 containere duble tip dormitor cu baie necesare pentru trierea și izolarea pacienților suspecți de COVID-19, 255 de mii de lei pentru achiziționarea a 2 aparate de ventilație mecanică pentru secția ATI și 45 de mii de lei pentru asigurarea cofinanțării Consiliului Județean Vâlcea la achiziționarea echipamentului complet, analizor real-time PCR.